Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua! Am rămas uimit cum un sclav de primar, ajuns președinte, vorbește despre democrație, vorbește despre libertate, mulțumește trupelor române care au luptat pentru democrație, la alții în țară. Mulțumim soldaților români care au invadat împreună cu NATO Irak, Afganistan, Libia, Siria, Yemen, Sudan și așa mai departe. Băi, tu cât de proști ne crezi pe noi, bă, Iohannis? Păi tu nu crezi că va veni timpul în care o să plătești pentru toate casele care le-ai furat? O să plătești pentru banii care i-ai încasat chirie în perioada asta? Și o să plătești pentru trădare a României? Care sunt, mă, dușmani ăștia mari? Nu vedeți că cel mai mare dușman al poporului român, pe lângă faptul că este însuși poporul, avem și guvernanții și parlamentarii care au creat cel mai mare dezastru umanitar din România, aruncând în străinătate pe drumurile pustiilor peste 6 milioane de români. Sunt românii care se înghesuie în autobuze, în microbuze și alte forme de transport să părăsească țara, pentru că nu mai au nicio șansă de viitor. Băi, Iohannis, nesimțitule care ești, cum poți tu să te închini în fața imperialiștilor? Cum poți tu să spui că România trebuie să fie înarmată și pregătită? Pentru ce? Vreți să vă înarmați împotriva poporului? Vreți să vă înarmați și toți cei care sunt patrioți și toți cei care vor schimbare în România să devină teroriști, așa cum faceți voi normal? Voi ăștia, iluminații și masonii lumii, cei care vor într-adevăr să-și apere țara, devin teroriști, extremiști, trebuie scoși în afara legii? Legea făcută de voi, pentru voi? Nesimțitule care ești, tu crezi că noi suntem proști? Nu suntem proști. Am fost dezinformați și ne informăm. Sunt copii care nu au ce mânca. Sunt școli care se închid în fiecare zi. Nu există lemne să ne încălzim școlile. Nu există spitaluri care să trateze bătrânii. Sunt bătrânii cu burțile pe afară, cu 7 tăieturi făcute de măcelari, în suferință și în durere, iar tu, nemernicule, iar voi, nemernicilor, cumpărați arme la mâna a doua din America. Trădare! Trădare, popor român! Suntem trădați! Suntem trădați de acești nemernici care nu pot să vadă suferința poporului român, care ignoră strigătul de jale al bătrânilor cu punga de pișat legată de prostată, acei oameni care au fost aruncați în boscheți să moară pentru că n-au avut bani să fie tratați, să dea șpagă. Nenorociților, o să vă ardem, o să băgăm în focul gheneiei să ardeți de-a pururi în sufletele voastre de haini. Voi cumpărați armament? Armament avem nevoie când noi nu avem drumuri. Armament avem nevoie când școlile sunt închise. Armament avem nevoie când spitalele sunt închise. Armament avem nevoie când nu sunt fabrici și uzine să muncim și noi pe un salariu. Băi, nenorociților, băi,
faceți numai circ, sunteți niște circari firați ai dracu și voi și americanii, împreună cu elita mondială, împreună cu noua ordine mondială. Păi să știți un lucru, băi, să știți un lucru, că în Europa de Est v-ați găsi nașul, pentru că noi am fost luați de val. Noi ne-am complăcut ceva timp, dar acum ne-am și trezit. Ne-am și trezit și ne dăm seama de jocurile voastre. Iar noi, precum Europa de Vest, noi suntem mai ai dracu. Pentru că dracii au fost de fapt dacii. Iar dacii au fost și sunt sămânța omenirii. Noi nu ne vom lăsa terfeliți de niște reptilieni. Noi nu ne vom lăsa terfeliți de acești sataniști care organizează război pentru a aduce ofrande și sacrificii zeului lor, Satana. NATO este cel mai mare terorist internațional. NATO este creatorul dezastrelor în lume. Afganistan, Irak, Siria, Libia, Sudan, Coreea de Nord și toate celelalte țări care au suferit economic, precum Venezuela, pentru că nu și-au deschis picioarele să fie futute de americani și de companiile de petrol. Treziți-vă, băi români! Treziți-vă, dracu, și nu mai aplaudați toți căcații când ești la tribună! Vorbiți de Vosganian, vorbiți de drepturile omului la tribuna Parlamentului, iar copiii noștri plâng! Copiii noștri plâng la vederea unui acadea! Așa de săraci sunt unii și mă doare inima. Mă doare inima când văd atâta nedreptate în țara românească și cu pieptul gol am să mă duc eu singur să vă aduc dreptate vouă, bărbaților care stați pizdificați cu părul epilat pe picioare și pe piept și vă frezați și vă îmbrăcați, iar poporul nostru suferă în mizerie. Nesimțiților care sunteți, îmi plânge inima în mine și sufletul mi-e gol când văd atâta trufie, trădare, nemernicilor care sunteți. Cumpărați avioane care nici măcar nu zboară, cumpărați avioane numai care întreținerea costă 70 de milioane de euro. Numai să le ține în hambar, sunt folosite și abuzate, nici măcar piloții nu sunt antrenați să le folosească. Nemernicilor, ce folosiți voi cu rachetele Patriot? Pe cine atacăm noi? De cine ne ferim? Când noi suntem o țară de sine stătătoare, noi am stat în vatra noastră și nu am atacat pe nimeni niciodată. Noi suntem poporul și cea mai mare armată a unui popor este însuși poporul, nu rachetele voastre. Vreți să ne bagați în datorii? Avem 94 de milioane sau miliarde, 94 de miliarde de euro în datorii și pe ce bani mai cumperi armamentul? Cine ne atacă pe noi? Care sunt acești inamici imaginari? ISIS, care a fost creată de John Binder și John McCain? Cine ne atacă pe noi? Cine sunt teroriștii? Talibanul, care a fost antrenat de CIA? Cine? Ați futut Brazilia. Ați furat tot lemnul. Ați furat toate vacile. Iar când nu v-a mai ținut și nu v-a mai dat drumul la rezervoare, ați făcut proteste. Ați băgat cazuri de corupție împotriva președinților. Ați făcut tot ce ați putut voi, iluminaților masoni, pentru a destabiliza țara. Și când a văzut că nu vă merge, ați oprit exporturile de carne de vită pe baza unor teste care va să zică că vaca era bolnavă și nu cădea la CTC-ul. Să vă fie rușine, nenorociților și nemernicilor care sunteți. Să vă fie rușine și mai târziu o să vă pară și rău.
aduceți trupe americane în România ca să vă ține pe voi în scaun pentru ca România să poată fi cumpărată la bucată. Aduceți trupe și armament la granița țării să puneți populația în pericol. Voi sunteți cei care trebuiesc judecați. Voi sunteți cei care sunteți într-adevăr inamicii numărul 1 a poporului român. Guvernul și Parlamentul, un guvern susținut de 3,5 milioane de oameni din 18 milioane cu drept de vot. Un parlament susținut de 40% din electorat. Unde este democrația? Firați-ai dracu cu democrația mamii voastre. Că am citit și noi ce înseamnă democrația. Că am citit și noi și am ajuns să știm că democrația este de fapt voința poporului. Ce popor a comandat rachete Patriot? Ce popor comandă tancuri și elicoptere când noi nu avem pâine pe masă, nu avem de muncă și plecăm de acasă lăsând copiii plângând și nevestele în suspine ne privesc pe WhatsApp, ne privesc pe internet, pe mesager și ne încurajează. Ne încurajează să muncim că avem rate la bancă de plătit, ne încurajează să muncim să ne trimitem copiii la școală, ne încurajează să muncim să ne educăm copiii departe de ei. Că așa cum v-am mai spus și vă mai spun încă o dată, m-am trezit într-o zi și am plecat la muncă. Iar când am venit înapoi de la servici, copilul meu avea 14 ani. Și m-am trezit în altă zi și am plecat la muncă. Și când m-am întors înapoi, copilul meu era însurat. Și m-am trezit într-o zi și am plecat la muncă și copilul meu a fost anunțat că i-au murit părinții. A fost anunțat și a zburat în România să-și caute părinții morți departe de familia lor. Morți precum câinii lăsați în urmă în case dărăpânate. Morți de foame, morți de dor și de iubire și de durere și de disperare. Iar voi ne cumpărați rachete. Voi ne cumpărați rachete. Să vă dea Dumnezeu numai rachete. Că într-o zi poporul ăsta român cu pieptul gol se va ridica și vă va înfrunta. Și atunci când vă vom înfrunta, să vă păziți. Să vă păziți că acum ne plângem de milă, dar când ne va fi silă, să vă pregătiți că ne este silă.